Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu psihologia transpersonală, filozofia minții și a conștiinței. Astăzi vom discuta despre unul dintre cei mai importanți gânditori, psihiatri și psihologi ai secolului trecut, care poate fi pe drept cuvânt considerat întemeietor al psihologiei transpersonale sau unul dintre întemeietorii psihologiei transpersonale, pentru că nu este singurul. Este vorba de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung a trăit între 26 iulie 1875 și 6 iunie 1961. El este de origine germană, dar marea majoritate a activității și-a desfășurat-o în Elveția, la Berna și Zurich. Și el este unul dintre cei mai importanți discipoli al lui Freud în domeniul inițial al psihanalizei. Apoi el dezvoltă propria metodă, psihoanaliza, care este menită să se diferențieze de gândirea lui Freud. Și dezvoltă o serie de concepte noi pe care le va implementa. Este vorba de inconștient colectiv, e vorba de arhetipuri, de umbră și de animus și anima ca elemente ale inconștientului colectiv. Sigur că în prima perioadă psihiatrul elvețian Carl Gustav Jung își desăvârșește formarea psihoterapeutică în domeniul psihanalizei împreună cu Freud și cu care are o bogată corespondență. În gândirea lui Freud există trei instanțe ale personalității, ale eu-ului. Freud vorbește despre ego sau eu, care este legat de activitatea conștientă pe care individul o desfășoară reflectând asupra a ceea ce face și este atent, are sentimentul de sine, este el cel care acționează și practic respectă o serie de norme, de reguli. Vorbește despre un sine care este bazat pe inconștient, unii autori contemporani merg mai degrabă spre ideea de subconștient, vom reveni asupra acestei distincții între inconștient și subconștient. Deci un inconștient unde se află majoritatea pulsiunilor, Freud pune accentul pe două pulsiuni, Eros și Thanatos, Eros fiind pulsiunea vieții, în care este orientată către supraviețuire și către sexualitate, pentru că psihanaliza lui Freud pune accentul pe sexualitate și pe dezvoltarea rolurilor de gen, mai ales pe modul în care de-a lungul timpului se dezvoltă rolurile de gen în funcție de complexele pe care o persoană le acumulează de-a lungul vieții în acest inconștient, în acest subconștient. Vorbim de complexul Electra, Edip și așa mai departe. Nu intrăm în amănunte pentru că nu face obiectul psihologiei transpersonale. Freud este un psiholog și un psihiatru clasic, de formație clasică, psihanalitică și
poate vom reza o serie de prelegeri și despre gândirea sa, dar și importanța acestuia în filozofia modernă a genului, de exemplu, și a minții, dar nu este momentul să discutăm acum când corelăm aceste informații cu psihologia transpersonal. Spuneam că există acest sine care cuprinde mai ales pulsiunile și complexele pe care individul le trăiește și supraeul, care reprezintă o instanță de cenzură, care cenzurează pulsiunile, care cenzurează manifestarea pulsiunilor. Pentru Freud, impulsurile cenzurate și care nu ajung să fie manifestate în mod obișnuit la nivelul eului, atunci când individul nu își reprimă astfel de pulsiuni, ele pot fi, de exemplu, trăite în stările onirice, adică în vis. Noi am mai discutat despre semnificația stărilor onirice pentru psihologia transpersonală, dar deocamdată, pentru Freud, interpretarea viselor este strict legată de pulsiuni, de complexe și de manifestarea pulsiunilor ca modalitate de a scoate aceste pulsiuni la lumină, a le manifesta, chiar dacă o cenzură supraeului nu permite manifestarea pulsiunilor în viața conștientă. Dacă, de exemplu, o pulsiune erotică face ca persoana să aibă o serie de vise, nu neapărat de vise strict de natură erotică, ci vise care pentru Freud au valoare simbolică, acesta le analizează și le interpretează din perspectiva psihanalitică ca fiind moduri în care se exteriorizează pulsiunile și în funcție de asta se poate studia starea psihică a individului și Freud lucrează cu persoana respectivă pentru a își conștientiza pulsiunile, pentru a sublima o parte din acestea. Termenul de sublimare provine din gândirea freudiană și înseamnă trecerea unei pulsiuni inferioare către un nivel superior acceptabil social. Termenul de sublimare își va găsi locul și în psihologia transpersonală, dar se va lega mai mult de energie și va viza transformarea unor energii considerate inferioare în energii pe care persoana le consideră superioare, energiile fiind cele care manifestă nu doar pulsiunile, ci stările psihice. Vom vedea atunci când vom discuta această parte din psihologia transpersonală. Deocamdată ne interesează faptul că Carl Gustav Jung preia ideea de interpretare a viselor și de existența unui inconștient de la mentorul său, de la Freud, și își construiește propria gândire filozofică și propria psihoanaliză în inconștientul colectiv. Inconștientul colectiv nu mai este populat exclusiv cu pulsiuni, el este populat cu arhetipuri. Acest inconștient colectiv este un dat pe care fiecare membru al speciei umane îl are și își manifestă aceste arhetipuri, aceste stări care sunt arhe, înseamnă primordial, tip, tipologie, arhetipurile reprezentând tipologii primordiale care există la nivelul inconștientului. Aceste tipologii primordiale vizează, de exemplu, arhetipul
sunt o serie de arhetipuri masculine și arhetipuri feminine. Vom reveni și vom discuta despre animus și anima, despre conceptele de animus și anima ca forme ale arhetipurilor masculine și feminine. Dar arhetipurile masculine sunt legate de erou, deci arhetipul eroului, fie că vorbim de eroul civilizator, de eroul războinic, este arhetipul războinicului, a eroului civilizator. Mircea Eliade și Petru Culianu fac trimitere la aceste arhetipuri și arhetipul regalității sau a regelui. Deci arhetipurile principale masculine sunt legate de arhetipul regelui, a suveranului, arhetipul eroului, civilizator sau nu, dar a eroului, vorbim de exemplu de Prometeu, care aduce focul umanității, și arhetipul războinicului. Tot între arhetipurile masculine, dar care pot apărea și în conștiințele feminine. Vorbim de exemplu de arhetipul căutătorului sau a exploratorului, acelui care este mereu interesat să descopere lucruri noi. Sigur că vorbim de la marele descoperiri geografice, la descoperirea de sine, toate sunt subsumate de acest arhetip al căutătorului. Sigur, nu sunt neapărat denumirile pe care, în mod original, Jung le-a conferit acestor arhetipuri, dar sunt idei care ne fac cu ușurință posibilă înțelegerea semnificației acestor arhetipuri. Și un alt arhetip este cel al maestrului sau al gurului în gândirea indiană și tibetană, arhetipul maestrului, acelui care, a învățătorului, acel care disipează întunericul neștiinței și permite apariția cunoașterii. Este cel care are o cunoaștere adâncă, o cunoaștere profundă, mai ales a profunzimilor individului și o transmite, învăță ceilor. Și corelar cu acesta este și, sigur, arhetipul discipolului. Este mai puțin întâlnit în gândirea indiană originală, dar dezvoltat ulterior în domeniul psihologiei transpersonale. Deci, când revenim, arhetipul regelui, arhetipul regelui sau al conducătorului, împăratului, este cel care conduce, cel căruia toată lumea trebuie să-i se subordoneze, este cel care ghidează, care dă o direcție în care umanitatea, lumea, comunitatea funcționează. Arhetipurile sunt legate de experiența religioasă, pentru că Jung explică între religia ca fiind o manifestare, o expunere a arhetipurilor și ca o stare în care apar din subconștientul colectiv, din inconștientul colectiv, aceste arhetipuri și indivizii le conștientizează ca fiind zeități, de exemplu, zei și zeițe, sau ca fiind eroi civilizatori, ca fiind împărați sau regi divini sau de o valoare extraordinară sau care îmbracă o valoare extraordinară. René Guénon vorbește, de exemplu, de arhetipul conducătorului sau al regelui sub denumirea de regele lumii. Și o întreagă mitologie, de exemplu, tibetană, este legată de un regat secret care ar cuprinde inițiații care au avut
că au fost de-a lungul timpului Bodhisattva, cei care au atins starea de Buddha, starea de iluminare, de Nirvana. Acest regat are un astfel de conducător, un rege al lumii. Spuneam că René Guénon face trimitere la ideea de rege al lumii. Această mandală pe care o vedeți în spatele meu provine din tradiția tibetană, se numește Kalachakra Mandala și reprezintă ideea de roată a timpului, Kalachakra fiind în traducere directă ideea de roată a timpului și această inițiere pe care Dalai Lama a conferit-o în ultimii ani în ceea ce privește funcționarea universului și a timpului, privește și legătura cu această lume a Shambhalei și cu regele lumii. Ideea de rege lume, de rege al lumii sau de împărat al universului există și în creștinism, Iisus Hristos fiind înțeles ca Pantocrator sau cel care creează regulile, legile în întregul univers. El este și judecător universal, dar este și împăratul, Dumnezeu împărat. Și această tradiție a ideii de împărat divin nu este doar legată de creștinism sau de gândirea tibetană, cum spuneam, este și în Japonia, de exemplu, împăratul Japoniei fiind totdeauna investit cu o natură divină și în foarte multe tradiții regii sau împărații au o suveranul în general are o valoare transcendentă pe de o parte și esatologică pe de altă parte. Fie că vorbim de regi excepționali, King David, regele David, regele Solomon din Israel sau regele Arthur King al Britaniei sau în panteonul nostru vorbim de Ștefan cel Mare, care între timp a fost și sanctificat de Biserica Ortodoxă, Ștefan cel Mare și Sfânt. De data aceasta vorbim de o sfințire a sa post-mortem, pentru că a avut o serie de activități, a construit biserici, a apărat creștinătatea, care îl fac să fie recunoscut și receptat ca având nu o origine divină, ci merite care să-i permită sanctificarea, care să-l poziționeze în rândul sfinților. Acest arhetip al regelui este cel care creează, de exemplu, împărțirea în India în caste, o primă castă fiind cea a brahmanilor, adică a preoților, a celor care au ca preocupare spiritualitatea, dar a doua castă semnificativă o reprezintă kshatriya sau războinicul, războinice fiind adeseori, sau arhetipul războinicului fiind adeseori asociat arhetipului regelui, a conducătorului, deși ele sunt oarecum diferite, pentru că regii conducătorii nu sunt întotdeauna mai războinici și reciproc mai războinici nu au neapărat și valențe de conducător, dar de foarte multe ori în inconștientul colectiv cele două arhetipuri sunt asociate atunci când întâlnesc o personalitate. Sigur că mitologia greacă, de exemplu, vorbește de regalitatea divină, de regalitatea zeiască, Zeus sau Jupiter în mitologia romană fiind astfel regii zeilor, Indra în religia hindusă, Thor în cea nordică. Iată că astfel de arhetipuri sunt aproape omniprezente în toate tradițiile majore, culturile majore și acest arhetip este recuperat în
tradiția creștină ca fiind Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos, ca fiind împărat al lumii, în primul rând al cerului, pentru că Iisus însuși spune că împărăția sa nu este din această lume, atunci când vorbește procesul său cu Pilat din Pont, îi spune acestuia că da, este împărat, dar împărăția sa nu este din această lume, este chiar împărăția cerurilor. El nu spune acest lucru, dar lasă să se înțeleagă. De asemenea, pe crucea lui Iisus se pare că ar fi fost trecut regele iudeilor. Iată că această regalitate divină face parte din arhetipurile care construiesc umanitatea sau care există în fiecare individ și îi construiesc umanitatea. Spuneam că un alt arhetip este cel al eroului. Fie că vorbim de eroul războinic, de cel care poartă bătălii, este poartă bătălii de apărare în primul rând, cel puțin în inconștientul colectiv românesc, eroii sunt cei care și-au apărat țara și din nou facem trimitere la Ștefan cel Mare, dar alături de acesta la Vlad Țepeș, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu și alți voievozi domnitori care au fost în același timp și eroi pe câmpul de luptă. Eroi nu neapărat pentru că și-au pierdut viața, sau nu pentru că și-au pierdut viața pe câmpul de luptă. Ștefan cel Mare, de exemplu, nu și-a pierdut viața pe câmpul de luptă, dar a fost rănit și în urma rănilor a ajuns să-și piardă viața. Nici Vlad Țepeș, nici Mihai Viteazu nu au murit în bătălie. Dar au existat eroi și care nu au fost în același timp și investiți cu funcția regală sau cu arhetipul regal imperial. Vorbim, de exemplu, de Caterina Teodoroiu, vorbim de Ioana d'Arc în Franța, care sunt astfel de reprezentări ale arhetipului eroului și care nu au fost în același timp și conducători. De exemplu, cultura japoneză se bazează foarte mult pe acest arhetip al eroului, mai ales al eroului luptător, al eroului în bătălie, samurai fiind prin excelență războinici. Culturile tradiționale sunt culturi războinice, din punct de vedere masculin. Arhetipul războinicului este un arhetip privilegiat, întrucât eroul este cel care ajunge pentru greci și nu numai, în câmpiile eleozine, în acel paradis al războinicilor, al eroilor, la fel și în gândirea nordică, războinicii care, cei care își pierd viața pe câmpul de luptă, au acces la o formă specială de recompensă post-mortem, accesul la un fel de paradis care este doar lor destinat, doar eroilor. Sigur că aceeași situație o avem și în creștinism, vorbim însă de arhetipul martirului, care este o formă a arhetipului eroului. Martirii nu sunt eroi în război, ci își acceptă să-și piardă viața pentru credință și face parte tot din eroism, această renunțare la propria viață, la propria existență, la propriul eu, pentru o serie de credințe, pentru o serie de valori. Avem astfel martiri ai oricărei majorității credințelor. Avem martirii creștini care, sigur, prin acest martiraj dobândesc sfințenia. Dar avem martirajul ca fiind important și în tradiția islamică, în cultura islamică,
Sigur, aici martirajul ridică în continuare probleme în contextul în care acest arhetip al martirajului este transpus în mujahidini, în cei care își dau viața martiric pentru islam, punând bombe sub mașinile staționate pe lângă ambasade sau alte forme de atentate teroriste. Deci acest arhetip al eroului este cumva și deviat spre eroul distrugător, spre cel care nu este civilizator, așa cum spuneam atunci când ne refeream, de exemplu, la Prometeu, ca fiind cel care a furat focul zeilor și l-a dăruit oamenilor și pentru eroismul său, pentru actul său de eroism, a fost pedepsit. Iată, nu este un erou care beneficiază de paradis, ci el beneficiază de un vultur care îi mănâncă ficații în fiecare zi, fiind înlănțuit pe vârful unui munte. Cei care au lecturat legendele Olimpului știu mai multe despre acest mit al lui Prometeu. Și sigur că arhetipul eroului are și o conotație specială a eroului spiritual, acelui care se depășește pe sine, acelui care își depășește propria condiție, propria stare existențială, fie prin practici spirituale, religioase, magice, șamanice sau de altă natură, sau prin practici ascetice, învingându-și trebuințele, învingându-și pasiunile, pulsiunile și așa mai departe, pentru a se desăvârși în ceea ce el urmărește. Acest arhetip al eroului este revitalizat în contemporaneitate, chiar dacă nu sub forma eroului războinic, ci a eroului economic, acelui care este om de succes. Are succes în tot ceea ce întreprinde, fondează companii de succes, toată lumea îl invidiază pe Bill Gates, pe alți fondatori ai unor mari companii. Ei sunt nimic altceva decât această prezență arhetipului și persoana investită ca fiind o reprezentare a acestui arhetip. Arhetipurile sunt reprezentate, sunt prezențe în inconștientul colectiv și ca atare, chiar dacă noi nu ne dăm seama că invidia pe care unii o arată față de Bill Gates, de exemplu, sau față de alți miliardari, reprezintă de fapt o reacție, o relație cu acest arhetip al eroului pe care noi ne-am dorit să-l putem manifesta, să-l putem fi noi înșine astfel de eroi economici, dar sigur nu suntem la nivelul contului pe care Bill Gates, de exemplu, încă îl are. Avem și arhetipul eroului negativ. Iată, Hitler este un astfel de erou negativ. Aceste arhetipuri a eroului sunt valorificate în filme, de exemplu, în clasica trilogie, de fapt, nu doar trilogie, dublă trilogie sau triplă trilogie, Războiul Stelelor. Vorbim de arhetipul eroului civilizator, Luke Skywalker, și arhetipul eroului negativ, Darth Vader, de exemplu, Împăratul Palpatine, care este în același timp arhetipul, reprezintă în același timp arhetipul regal imperial, dar în aspectul său negativ. Ca atare, fiecare arhetip poate îmbrăca un aspect, sau majoritatea arhetipului pot îmbrăca un aspect pozitiv și unul, așa zis, negativ. Pentru că sigur că în imaginarul colectiv Darth Vader a ajuns eroul negativ în excelență, împreună cu Împăratul Groaznic, Împăratul Palpatine. Iată că acest film și multe altele, nu doar el,
transpun această mitologie a arhetipurilor într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată, adică într-o zonă a imaginarului social, a imaginarului colectiv, care atinge mai, cu mai multă ușurință această idee a inconștientului colectiv. Și de aici plasarea în ilotempore a acestor povești magice, acestor mituri, aceste povești mitologice, fie că vorbim de miturile Olimpului, de miturile mitului Gilgamesh și toate celelalte mitologii care au creionat umanitatea așa cum este ea la ora actuală, fie că vorbim de mitologiile contemporane, de mitologiile contemporane care apar mai ales în astfel de mari narațiuni, de filme, de povești, chiar de povești de succes. Sigur, unele sunt inspirate din realitate, altele sunt pure ficțiuni. Vorbeam de Războiul Stelelor și în același timp vorbeam și despre mari eroi miliardari. Nu întotdeauna miliardarii sunt văzuți ca eroi pozitivi civilizatori. Eroul este și cel care prin efort izbândește în ceea ce își propune și atunci avem participarea la acest arhetip al eroului și atunci când îți dorești și reușești să te realizezi în viață, să reușești în viață, este practic manifestarea acestui arhetip, acestui eroism prin a te autodepăși, prin a depăși starea de confort și toată filozofia dezvoltării personale pune accent pe această ieșire din starea de confort pentru a te autodepăși. În fapt, este o astfel de invocare a arhetipului eroului, a arhetipului eroic, pentru a te depăși. Sigur, alte culturi pun și ele accentul pe astfel de eroi. Mitologia și cultura indiană, pentru că am făcut frecvențe trimite la aceasta, vorbește de nu doar de kshatriya, așa cum Manavadharmashastra sau Cartea Legii lui Manu vorbește despre cea de-a doua castă, acea a războinicilor, a eroilor, ci vorbește și de o tradiție a eroului, a lui Vira, acel care este erou, sigur, în luptă, dar și eroul în practica spirituală, în practica ascetică, un erou ascetic, un erou o formă de putere interioară. O erou care combină puterea interioară cu puterea fizică, de exemplu, reprezintă Hercule, care este un erou în luptă, atât cu Hidra sau cu alți inamici, mai mult sau mai puțin mitologici, dar și dovedește forță fizică uluitoare atunci când curăță grajdurile regale sau eroul în general are de trecut astfel de teste, astfel de probe pe care mitul lui Hercule le cunoaște sub forma de muncile lui Hercule, dar de fapt vorbim de astfel de teste, de probe pe care un erou le are de înfruntat pentru a-și dovedi eroismul și pentru a ajunge în final să își îndeplinească obiectivele, fie ele lumești, civilizatoare, culturale și așa mai departe. De asemenea, arhetipul eroului poate fi astăzi asociat cu formatorii de opinie sau cu cei care sunt lideri de opinie, lideri de audiență, sunt astfel de persoane publice care sunt trendsetter, care gestionează interesul publicului și nu doar și care dirigează. Aici este o combinație între arhetipul eroului și arhetipul regal, pentru că a putea să fie în față și să gestionezi emoțiile
și să le atragi emoțiile atunci când ești o vedetă, implică și un anumită formă de eroism, eroism în sensul de depășire de sine și o formă de participare la arhetipul conducătorului a împăratului, pentru că este urmat de o mulțime, indiferent dacă este urmat orbește sau nu, vorbim aici de persoane carismatice care sunt astfel de lideri și care sunt urmați de mulțime, ei sunt sau nu o manifestare și a arhetipului eroului, dacă, de exemplu, o astfel de persoană carismatică își propune ca el și cei care sunt urmăritorii săi, adepții săi, să producă o anumită schimbare, în bine sau în rău. Pentru că vorbim de un eroism pozitiv, spuneam arhetipul se manifestă pozitiv sau negativ. Hitler, de exemplu, reprezintă astfel de un astfel de arhetip al eroului, împreună cu arhetipul conducătorului, dar orientat destructiv față de întreaga umanitate. Dar el a fost, într-adevăr, urmat de poporul german în timpul celui de-al treilea Reich și nu doar de membrii Partidului Național Socialist, ci și de SS, ci și de Națiunea Germană, iar acea Deutsche Uber Alles, Germania înainte de toate, a avut o semnificație particulară pentru poporul german și a generat una dintre cele mai mari orori ale istoriei, cel de-al doilea război mondial, toate atrocitățile care s-au produs atunci, una dintre cele mai mari orori, nu pentru că au murit cel mai mare număr de oameni, nu știm, probabil pentru că au murit, pentru că se știe despre numărul mare de morți care au avut loc în acest război, pentru că altfel este foarte greu de estimat numărul de victime al lui Genghis Khan sau a altor astfel de eroi negativi. Spuneam că un alt arhetip este cel al maestrului, al celui care răspândește cunoașterea și care produce transformarea. Sigur că este tot un arhetip care este corelat cu arhetipul legalității și cu arhetipul eroismului, dar este un arhetip scolastic, ca să spunem așa, este persoana care se dăruiește întru totul cunoașterii, atât a cunoașterii de sine, cât și a cunoașterii celorlalți, a cunoașterii lumii. În general este legat de cunoașterea de sine, de cunoașterea mistică, de cunoașterea religioasă, dar nu este neapărat tot una cu arhetipul Sfântului. Există și acest arhetip care este legat de sfințenie, de starea de sfințenie, dar mai degrabă de arhetipul celui care ghidează discipolii către realizări. Și acest arhetip poate fi întâlnit în ideea de maestru într-o breaslă, deci de cel care își formează discipoli într-o anumită meserie, de învățător, de profesor sau de îndrumător spiritual. De exemplu, Iisus Hristos este un astfel de arhetip primordial al învățătorului. Însuși discipolii săi îi spuneau rabi, învățătorule, și nu doar discipolii, ci și celelalte persoane pe care le întâlnea și la cărora le predica, îl apelau cu apelativul rabi, învățătorule. El este cel care nu doar este pantocrator sau împărat universal, ci și învățător universal, cel care transmite religia. Astfel de învățători sunt cei care, la nivelul cel mai înalt, sunt cei care fondează religii, fondează culturi, fondează tradiții spirituale
dar și cei care au un număr redus de discipoli, dar care îi formează cu devoțiune, cu interes și cu atenție și se ocupă constant din îngrijirea acestora. Sigur, la acest arhetip participă în general activitatea educațională sau activitatea educațională așa cum este ea tradițională, pentru că la ora actuală profesorul sau învățătorul nu prea mai răspunde întru totul ideii de arhetip al gurului, al învățătorului, pentru că acest arhetip al învățătorului ar trebui să se bucure sau în gândirea tradițională se bucură de un anumit respect din partea celor pe care îi învață. La ora actuală vedem cu toții cam de cât respect se bucură cei care sunt învățători și ei au misiunea de a trezi interesul celor pe care îi educă pentru domeniul respectiv, dar la ora actuală învățământul s-a transformat din instituții de învățământ în furnizori de competențe, furnizori de cunoaștere, și această furnizare de cunoaștere nu este neapărat legată de arhetipul învățătorului, ci mai degrabă de arhetipul comerciantului. Câtă vreme educația este un astfel de serviciu, suntem în sfera comerțului mai mult decât în cel al transmiterii unei învățături. Sigur că arhetipul învățătorului este maestru de arte marțiale, este bătrânul pusnic care își învață unul sau doi sau trei sau mulți discipoli. La ora actuală vorbim de manifestarea în masă a unui astfel de arhetip. De exemplu, un astfel de fenomen este Sadhguru, care vorbește, se adresează către milioane de zeci de milioane de ascultători, din care poate 1 sau 2 milioane se consideră că sunt discipoli acestuia. Deci arhetipul învățătorului a devenit masificat împreună cu celelalte arhetipuri, eroului, de exemplu, care devine bilionarul contemporan, astfel arhetipul gurului sau arhetipul învățătorului devine la ora actuală cel care predă și cel care transformă educația în consum, într-un consum cultural. Spuneam că există un arhetip al comerciantului, care este un arhetip mercurian, dacă vreți. Sigur că fiecare arhetip îi se poate și se asociază o anumită zeitate, așa cum spuneam, zei și zeițele nu sunt altceva decât reprezentări a arhetipului, dacă arhetipul regalității este un arhetip solar, un arhetip al soarelui. Tot arhetip solar este și cel al învățătorului, pentru că arhetipul solar, soarele este cel care nu doar dăruiește energia, căldura, viața, soarele este cel care disipează întunericul și atunci soarele reprezintă cumva ambele arhetipuri, dar arhetipul conducătorului este un arhetip jupiterian, Jupiter ca planetă astrologică. Carl Gustav Jung își extinde cercetările și asupra simbolurilor astrologice și de aici și noi facem trimiterea către simbolurile astrologice. Și Jupiter sau Zeus reprezintă această regalitate, Marte reprezintă arhetipul eroismului, Apollo, de exemplu, în tradiția grecească, există, sigur, și arhetipuri feminine eroice, Demetra sau
alte astfel de vom discuta când vom ajunge la arhetipurile feminine. Un alt arhetip pe care îl vom analiza este cel al exploratorului sau căutătorului. Sigur că termenul este căutătorul, este cel care urmărește să descopere lucruri noi în domeniul în care activează. Este vorba de, pe de o parte, de inventatori, de cei care urmăresc să aducă noutăți, descoperiri. Spuneam că le vin de la marile descoperiri geografice până la descoperirea de sine, căutarea de sine, căutarea spirituală, cel care se autocunoaște, cel care își caută profunzimile, fie prin psihanaliză, psihoanaliză sau psihoterapie, consiliere, fie prin metode care țin mai mult de meditație, rugăciune sau alte forme de accedere la sine, la accedere la subconștient, accedere la ceea ce este transpersonal. Iată că psihologia transpersonală pune accent pe acest arhetip al căutătorului. În mitologie, arhetipul căutătorului este unul mercurian, pentru că spuneam că este și arhetipul comerciantului. Arhetipul mercurian este legat în același timp de comerciant, pentru că în societatea tradițională, în vechime, comercianții erau cei care străbăteau drumul mătăsii, de exemplu. Erau negustorii care veneau din Orient ca să vândă în Occident mirodenii și își puneau în pericol viața, își puneau în pericol averea, tocmai prin astfel de călătorii. La ora actuală, comerțul nu mai este neapărat riscant, dar și în societatea actuală ai nevoie de un anumit spirit de risc pentru a avea acest spirit antreprenorial. Deci ideea de antreprenor, de spirit antreprenorial, este conexă cu arhetipul căutătorului, pentru că este un arhetip al inovării, al noutății, acelui care încearcă să producă plus valoare, să producă nou. Nu doar în planul metafizic, de exemplu, fondator de noi modele de înțelegere a Universului, noi modele filozofice, ci și în ceea ce privește descoperirea în fizică, în matematică, în geografie, toate acestea pot fi puse sub semnul arhetipului mercurial sau arhetipului căutătorului. Sigur că, în esență, un astfel de arhetip este corelat cu cel al discipolului. Deci nu poate fi căutător decât dacă ești la un moment dat discipol sau ești la un moment dat corelat cu un arhetip al maestrului. Vorbeam că atunci când discutam de arhetipul maestrului, că arhetipul superior, suprem al maestrului, îl reprezintă chiar Dumnezeu, fie în viziunea creștină ca maestru ultim, Iisus Hristos, și de la el existând o întreagă tradiție în care, de la el către apostoli și apoi către viitorii preoți care primesc hirotonirea pe o linie de continuitate. Sigur, anumite biserici creștine prin schismă sau prin ruperea de papalitate, de exemplu, în biserica protestantă, întrerup această, așa zis, transmisie a arhetipului învățătorului, dar în esență, arhetipul învățătorului face conexiunea cu un învățător, din punct de vedere religios, spiritual, face conexiunea cu arhetipul învățătorului suprem, care este Dumnezeu însuși, sau în, așa cum, de exemplu, hindușii vorbesc de Adiguru, de guru primordial,
să face trimitere la această, la această ipostază a lui Shiva, de Adi Guru, de cel care este primul învățător, primul care formează. Arhetipul mercurian sau arhetipul căutătorului este prin excelență discipol. Este cel care ia legătura cu un maestru, fie primordial, fie cu un maestru uman, în care, de la care are ceva de învățat și apoi se dezvoltă până a deveni el însuși maestru, până a-și desăvârși propria maestrie. Sigur că acest arhetip al căutătorului, al mercurianului, este în același timp legat de deplasare, de mobilitate, de modul în care persoana iese din propria stare de confort, are anumite legături, rezonanțe cu arhetipul eroic, pentru că, până la urmă, ai nevoie de o anumită formă de eroism pentru a te depăși în căutarea pe care o ai. Are anumite conotații eroice și o persoană care manifestă acest arhetip este într-un anumit fel manifestă în același timp și arhetipul eroului. Sigur că arhetipul căutătorului este în omul de știință prin excelență în societatea contemporană care urmărește descoperirea, dar vorbim aici în psihologie de două forme de noutate, de aducerea noului. Vorbim de inventator, de cel care inventează, care modifică paradigmele în care, prin care înțelege lumea, și inovativul, cel care aduce îmbunătățiri la ceea ce deja există. Cel care creează nou și cel care aduce îmbunătățiri. Ambele modalități de creativitate țin de acest arhetip al căutătorului. Și creativitatea este o astfel de expresie, nu doar a acestui arhetip, dar și a acestui arhetip, atunci când creativitatea își dorește noutatea. Fie că vorbim de creativitatea literară, de creativitatea artistică, creativitatea științifică, toate acestea sunt expresii ale arhetipului căutătorului. Am omis să precizez că această exprimare a arhetipurilor, care sunt structuri care preexistă în subconștientul colectiv, pot fi puse în legătură cu ceea ce Platon numea participare sau modul în care avem acces la lumea ideilor, lumea ideilor pe care Jung, de exemplu, o descrie ca lumea arhetipurilor, aceste idei primordiale pot fi clasificate ca fiind arhetipuri. Pentru Platon există în primul rând arhetipul de bine sau ideea de bine. Pentru Jung nu avem acest arhetip de bine, pentru Platon avem ideea de bine, dar modalitatea în care individul ia contact cu aceste idei, cu aceste arhetipuri, este simultan, este participarea și de aceea poate fi participare simultană la mai multe idei, la mai multe arhetipuri, așa cum spuneam, participare simultană la arhetipul eroului și la cel al căutătorului. Tot căutător, vorbim de cel care deschide o nouă direcție, o nouă piață, un nou, și antreprenorul per se are acest spirit de a fi dincolo de zona de confort. Arhetipul căutătorului este arhetipul celui care dorește să-și depășească limitele, să transceandă, dacă vorbim de arhetipul căutătorului transpersonal sau spiritual, sau să-și depășească limitările propriei condiții financiare, umane. Sigur că există și aspecte negative ale arhetipului
căutătorului, atunci când, de exemplu, vorbim de Don Juan, care este o expresie a arhetipului căutătorului, atunci când Don Juan, nu toată lumea îl clasifică ca fiind o manifestare negativă a acestui arhetip, dar atunci când vorbim de fidelitatea în relație de cuplu, arhetipul căutătorului exprimat prin Don Juan încalcă această idee de fidelitate, dacă, sigur, fidelitatea rămâne o valoare, ceea ce nu este pentru un Don Juan. Don Juan este o astfel de expresie a acestui arhetip. De asemenea, Don Quixote este o astfel de expresie literară a arhetipului căutătorului, chiar dacă și a unui căutător eroic, pentru că eroismul său apare în lupta cu morile de vânt. Și Sancho Panza, faimosul scutier al lui, lui Don Quixote, este un astfel de căutător, pentru că își însoțește maestrul în căutările sale, în lupta cu morile de vânt. Căutătorul este prin excelență conectat cu propriul subconștient sau cu subconștientul colectiv, este oarecum conectat cu astfel de profunzimi, de abisuri și mai departe. Ne oprim aici cu prezentarea arhetipurilor masculine și într-o întâlnire viitoare vom discuta despre arhetipurile feminine. Vă așteptăm să vă exprimați întrebările, opiniile, chiar contradictorii, chiar contrare celor prezentate și de asemenea să vizionați și alte videoclipuri pe care le-am realizat în domeniul filozofiei, a eticii mai ales, a filozofiei științei, a filozofiei religiilor, a sociologiei, a bioeticii și a metodologiei cercetării. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă întâlnire.